Dar ce avem noi aici, ce este această mașinuță frumoasă, este o Cupra Ateca 1.5. Mașina vine de la București, de la Porsche București Nord, și voi avea plăcerea să merg o tură cu această mașină. O, ce frumos se aude! Ce frumos se aude! Avem cheie? Avem cheie? Sau nu avem cheie? Nu avem cheie? Nu avem cheie. Probabil asta e de la... nu știu de la ce este. Ia să auzim! Frumos! Padele, automat, 1.5, 150 de cai. Din păcate nu este modelul de 390 de cai, dar și acesta arată într-un mare fel. Nu prea încap în scaunele astea. Sunt scaune sport. Avem pe aici butoane, butonașe. O imitație de carbon, sau o fi din carbon? Nu cred că e din carbon. Asta nu e din plastic, este dintr-un burete moale, văd. Aceasta fiind echipare medie. Punem centurica și mergem o tură. Unde mergem? Acolo avem Duster-ul. La revedere, Duster. Mergem o tură la off-road, bineînțeles. Revenim. Am rămas un pic surprins de faptul că se aud destul de tare mașinile care trec. Ia. Se aud destul de tare mașinile care trec pe lângă. Dar nu e nicio problemă. Am găsit aici un drum. Am găsit un drum, vorba aia. Și acum mă întreb cât aș putea oare, sau cu ce viteză aș putea să merg pe un drum de gen. Modul cutiei, ăsta are mod de off-road? Ia, că are mod, are moduri de condus. Are start-stop, cum opresc pe aici. Ăsta e mod de autostradă. Ce înseamnă asta? Confort, individual, sport, confort. Hai să lăsăm pe confort, că am intrat pe pietre și să fie drumul mai confortabil. Hopa. Ia uite, nu bate, nu troncă. A, apropo, câți kilometri are mașina? Are 2404 km. Este benzină curat. Doar benzină, nu hibrid, nu plug-in hibrid, nu electric. Ce i-aș da eu pe aici, dar nu se poate. Nu este mașină pentru așa ceva, doar dacă ții mod special să faci așa o mică ieșire în natură pe un drum forestier. Asta este strict o mașină de asfalt. Foarte tare. Cred că e prima mașină nouă cu care merg din grupul VAG și prima mașină pe care o conduc . Wow. Da, frumos, hai să o abandonăm puțin, să o vedem și de afară, cum arată. Ia să o vedem, punem în parc. Frumos. Ia să vedem. A, frâna de mână. Hai că ai tu grijă de asta. Avem scaune cu memorie și electrice.
Între timp să auzim și să vedem capota, adică ce se află sub capotă. Cam așa arată. Micuțul SUV. La prima vedere pare cât un Duster. Din ce am înțeles, modelul acesta este undeva în jur la 35.000 de euro. Așa arată și din față. Destul de înalt. 19 cm. Ia să-i auzim și motorașul. A, deci nu cred. Aoleu, ce grea e! Nu are telescoape! Nu are telescoape. Ce s-a întâmplat aici? Da. Acesta este motorul de 1.5, 150 de cai. E frumos cu DPF-ul acolo. Foarte aerisit. Turbina frumos cum lucrează. Avem chestii normale aici. Un filtru de aer foarte greu accesibil. Desfaci la șuruburi de îți vine rău. Calculatoare. Cel puțin asta nu e ca la Duster. Este vopsită în culoarea caroseriei și restul compartimentului. În rest, nimic deosebit. Ai, foarte grea capota asta. Ah! Ce frumos se închide. Avem aici roți P 19, 235, 40, 19. Tocmai din acest motiv se simt așa. Se simt așa rigidă. Modelul acesta este 2x4. Bine, probabil sunt și 4x4. Foarte tare. Nu cred că e o mașină scumpă, cel puțin nu mi se pare scumpă pentru cum, arată și ce oferă mașinuța aceasta. Scaunele arată într-un mare fel. Ia uite-le. Partea din spate. Nu are soft close, nu? A, ce-ar mai fi fost? Deschidere electrică. Unde ești? Da, frumos. Închidere, la fel. Minunat. Da, îmi place. Și un scurt sprint. Da, cam asta a fost. Mașina este a unui prieten care lucrează la Porsche București Nord. Nu a fost o prezentare oficială, să spun așa, doar eram curios cum se comportă această mașină. Așa că ne vedem în curând cu o mașină oficială pe care o să o testez.